Având în vedere numărul mare de persoane care solicită eliberarea legitimațiilor de călătorie și a biletelor de transport călători, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului a hotărât suplimentarea zilelor aferente eliberării acestor bilete pentru persoanele domiciliate în municipiul Suceava, de la o zi la două zile. Zilele vor fi marți și miercuri în fiecare săptămână, iar în zilele de luni, joi și vineri va fi program cu persoanele din județ și cu primăriile. Mai menționez că persoanele încadrate în gradul 1 de handicap beneficiază de 12 bilete, 12 călătorii dus-întoarț, persoanele încadrate în gradul 2 de handicap de 6 călătorii dus-întoarț pe CFR sau auto. În același timp, asistentul personal beneficiază tot de 12 călătorii. Persoanele încadrate în gradul 1 de handicap au dreptul la asistent personal. Totodată și însoțitorul are dreptul la 12 călătorii. Biletele se eliberează de la camera 25, aflată la parterul sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, din bulevardul George Enescu, numărul 16.